Dragi oameni, după cum vedeți, astăzi am fost la spital și mi-au tras sânge pentru mânurile astea de două zile. Nu știu care e treaba. Mai viu peste două luni aici cu copilul meu, vă pupăm. Sper să fiu bine. Același tratament. Doctorul a zis că nu e o boală care să se poată muri din asta. Alo, dușmanii mei, nu vă bucurați, că e ceva normal. Îs mai norocos că tatăl meu a avut o semiparazilie din aia la 30 și ceva de ani. Eu nu pot să trec prin așa ceva. Dar să trage și de la umezala, de la munca care am depus-o în Irlanda, să stai 3 ani de zile în stradă, pe ploi și pe... Alo, să ne înțelegem, și pe ce telefon ne pune mâna tata, normal că te infectezi, alo, să ne înțelegem. Dar uitați, mulțumesc statului irlandez că nu mi-o la niciun ban. La privat, 7-800 de euro, era să n-am noroc de vomit. Alo, să ne înțelegem, pune mai în tată. Da, merem noi pe aici, că găsim noi. Nu te amintit cum eu. Că nu ne pierdem în cu zgura ta, că ai un tată șmecher, alo, să ne înțelegem. Lasă-mă, măi, omule, cu ăștia, că pe mine trebuie să mă evite ei pe mine. Bun, cu copilul ăsta, eu mâncă-i gura lui. No. Avola. Știe tata Caterinca. Doamne ajută la toată lumea. Și nu mai fiți răi, măi, oameni buni. Că nu doresc la nimeni să fie bolnav. Cel mai rău e să fii bolnav, da? Ce să faci? Cu tratament, la 3 zile, sper să fiu bine. Înțelegeți voi? Stați aici. Alo, să ne înțelegem. Și am mai în jos, Alin, nu te teme, tată. Până atunci mai povestim și noi la oameni. Merem acum să ne luăm o canapeauă. Deja am făcut comandă la ea. Să găsesc mașină ca să o luăm, tată, că alo. Bam, facem, dă-i în Doamne, iartă-mă. Și face tata comandă la copilul meu, la trei lingurile lui, specia. Ai, ai, ai. Vai, Doamne. Măi, omule, uite cum sunt spitalele aici, zici că ești America, mâncați așa. Alo, haterii mei, unde sunteți? Te ziceți că mă căutați să mă bateți. No, nu mai mă bateți. Ha? Are tata Caterin gavă la... Nu-i ușor, tată. Cu tratamentul ăsta încerc să-l iau la 3 zile. Mama mea e life, am un mânc cu gura ei. Mi-a el la te iubesc și mi-ar moartea că mor fără tine. Dar liniștită că a zis doctorul că nu mor. În ciudă la haterii mei nu mor. Încă mai mult e de spus. Ha? Așa, tată. Alo, să ne înțelegem. Mai am multe de spus, măi, oameni. Bun, tată. Ce vă zic? Vă pup. Vă dorim o zi, weekend plăcut. Și peste două luni o zi să viu iară. M-a programat la două luni, așa? Nu, no, de amar, Mirce. O zic că dacă hables, m-hables, ceables, ceables. Adică, e bine. Așa că haterii mei, nici ora mâncați așa. Ia uitați ce ora acolo, vedeți, Doamne, dați-ar Dumnezeu, no, cât aia să trăie, ui că pleacă, nici cum zboară, no, de-amar Mirce. Nu vă uitați la mine că vă îndrăgostiți. Toată lumea care, bă, irlandeze nu le place că vede că filmez. Zice că ești de la Nicot, din aia de-a lor, știți voi, Havles. Ui ce frumos, bă, de-a dragul ai stai aici, am mâncat, să mor de nu mi-aș cumpăra casa aici, ani, lângă spital, ha? Nu, că șmecher, bă. Să mă interneze la bolunzi. Unde să mă interneze, tată? A ce să fac acolo? Eu bolud, stau în spital, eu nu-s bolud. Bun, tată. Vă pupăm. Vă pupăm. O zi frumoasă. O zi frumoasă. Alo, fecelor, luați-vă ochii pe copilul meu, că e greu, tată. Hai, cum îmbrăca? Nu m-am firme, tată. Vă pupăm, o zi frumoasă, avă-la.